ultimă oră, alertă majoră în capitală. Conform unor surse, doi oameni au fost diagnosticați cu virusul West Nile și în desfășurare sunt alte 4 anchete epidemiologice de suspiciune de infectare cu acest virus transmis de țânțari. În mai multe zone au fost descoperiți țânțari care transmit acest virus. Direcția de Sănătate Publică a cerut primăriei să ia măsuri urgente în zona Eroilor Universitate, care include parcurile Izvor și Cismigiu din capitală. Autoritățile au transmis însă un mesaj foarte vag despre virusul periculos descoperit în București și au spus așa: au fost recoltate cele două probe și au ieșit pozitive. Rafaelo Varga vine cu mai multe informații despre acest subiect. Rafaelo, de ce autoritățile nu au dat informații despre ceea ce se întâmplă? Nu știm în ce stare sunt acești oameni, doi oameni diagnosticați cu West Nile. Nu știm cum se simt ei în acest moment, când au fost diagnosticați. Așa, s-a mușamalizat situația și am primit doar seara trecută un simplu comunicat că două probe au ieșit pozitive. Da, bună ziua, bun găsit tuturor. Sunt într-adevăr întrebări la care așteptăm să primim răspunsuri. Vorbim așadar despre țânțari purtători ai virusului West Nile, care este extrem de periculos. Persoana care este înțepată de un astfel de țânțar poate dezvolta temperatură foarte ridicată și totodată vărsături. În cazul în care o persoană a fost înțepată de un astfel de țânțar, trebuie neapărat să meargă la urgență, mai ales dacă vorbim despre o persoană care are o vârstă de peste 60 de ani. Nu știm însă, așa cum ai spus și tu, care este vârsta persoanelor, celor două, de fapt, persoane care au fost înțepate de astfel de țânțari, dacă sunt bine, dacă sunt în spital sau care este, de fapt, starea lor de sănătate. Știm în acest moment că vorbim, într-adevăr, despre două persoane și mai sunt și alte probe în lucru la Institutul Cantacuzino, mai exact 4. Mulțumesc, Rafaelo, pentru aceste informații. Deci, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, sunt două cazuri de West Nile în capitală și alte 4 suspiciuni. Comunicatul vag venit de la Primăria Capitalei spune în felul următor că există două probe care sunt pozitive, însă nu știm dacă au fost descoperite cele două cazuri acum câteva zile, nu știm care este starea persoanelor în acest moment. Știm că se face dezinsecție în zona Eroilor Universitate, care include și parcurile Izvor și Cismigiu, dar vă reamintesc că totul a început de la dezinsecția care a avut întârzieri uriașe. A fost un scandal între Primăria Municipiului București și Societatea Ecoigenizare, care trebuia să facă această dezinsecție încă din luna mai și abia a început în luna iunie dezinsecția. Nu existau bani să înceapă această dezinsecție și a început cu întârziere. Iată că țânțarii s-au înmulțit și deja avem aceste două cazuri cu infecție de West Nile și încă 4 suspiciuni în capitală, iar autoritățile nu reacționează. Încercăm chiar în aceste momente să-i sunăm pe reprezentanții de la Institutul Cantacuzino, nu ne răspund la telefon. Am încercat și o reacție oficială de la Direcția de Sănătate Publică să obținem mai multe informații, nici oficialii de acolo nu răspund la telefon. Însă, infecția cu virusul West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin înțepătură de țânțar. O persoană infectată va prezenta primele simptome într-un interval de 3 până la 14 zile. În 80% dintre cazuri, persoanele infectate nu au simptome, dar dacă apare febra, durerea de cap intensă, dureri musculare, vărsături și erupții cutanate, este necesar să vă prezentați la medic pentru că există riscul de meningită. Discutăm despre asta cu Carmen Dorobăț, medic infecționist. Mulțumesc, doamna doctor, pentru intervenția dumneavoastră. Așadar, iată, avem deja primele cazuri de West Nile în țara noastră, în capitală, 2 cazuri și alte 4 suspiciuni. Cât de grav poate să fie acest virus? Bună dimineața! Trebuie să vă spun că nu este o surpriză. În general, infecția cu West Nile în această perioadă estivală în zona de sud-est a Europei este prezentă câteodată cu incidențe extrem de mari până la epidemie de meningită și encefalită.
Categoric trebuie să avem grijă de ceea ce înseamnă îndepărtarea țânțarilor, în special în zonele urbane, deosebit de aglomerate. Pentru că dacă mulți dintre noi putem face o infecție asimptomatică, cum bine ați spus și dumneavoastră, au fost momente când au fost epidemii adevărate de meningite și encefalite, deci infecția ale sistemului nervos central. Ori când vorbim de infecția sistemului nervos central, indiferent de agentul infecțios, categoric trebuie să avem un semnal de alarmă, atât cei care merg în zone neprotejate din punct de vedere al țânțarilor, dar și noi medicii. Ce putem să facem, doamna doctor? Cum ne protejăm de aceste înțepături de țânțari? Este foarte greu să ne ferim în această perioadă, mai ales în capitală, este plin în parcuri. Se pare că dezinsecția nici nu a avut succes. Populația trebuie să știe că această, știu eu, infecție, ca să spun așa, astfel de țânțari care sunt sursa unei potențiale astfel de infecții, sunt prezenți în special în zonele litorale, de asemenea în zonele, cum ați spus, cu parcuri și vegetație vara. De aceea autoritățile locale trebuie să aibă în vedere în această perioadă a anului îndepărtarea chimică pe cât posibil a țânțarilor. Dezinsectizarea este foarte importantă, pentru că, vedeți, noi de regulă ne ferim de țânțari, folosim fel de fel de spray-uri, de creme care există din abundență la farmacii și de asemenea online, dar nu întotdeauna putem să le facem față. Trebuie să știm că și țânțarii câteodată devin rezistenți la ceea ce înseamnă îndepărtarea lor prin aceste spray-uri, de exemplu, și atunci cum putem noi să ne ferim 100% de înțepături de țânțar în momentul în care câteodată există acele roiuri. Am văzut și pe ecranele dumneavoastră de televiziune zone de pe globul acesta unde sunt roiuri de țânțar. Atunci este chiar imposibil să te ferești. Doamna doctor, un răspuns scurt, vă rog, poate fi și fatal acest virus? La cei care au o capacitate de apărare scăzută a organismului, în primul rând cei în vârstă care au diabet, boală cronică de rinichi, de inimă, da. Mulțumesc pentru intervenție. Vine o precizare de la Ministerul Sănătății. Ne spun acum că nu au fost confirmate persoane cu West Nile până în acest moment, conform Institutului Național de Sănătate Publică. Informațiile noastre pe surse spun cu totul altceva, chiar Primăria Capitalei ar fi primit astfel de informații și notificări.